Bine ai venit! Astăzi îți prezint cum se realizează acest proiect cu Arduino, o parcare automată de mașini. Pentru a realiza proiectul am nevoie de 2 senzori optici cu infraroșu, un servomotor, acest display LCD I2C are atașat pe spate un modul pentru o conectare mai simplă, un panou pentru conexiuni, plăcuța Arduino Uno, se pot adăuga și baterii pentru a funcționa fără a mai fi conectat la laptop sau la un adaptor. Câțiva conductori speciali realizați pentru aceste tipuri de conexiuni și cele 5 mașinuțe. Am efectuat conexiunile necesare între toate componentele. Aceasta este schema de conectare mai detaliată, pune pe pauză dacă vrei să o citești cu atenție. Hai să îți arăt și partea fizică a conexiunilor mai de aproape. Pe panoul de conexiuni am conectat bornele plus și minus de la toate componentele, toate au nevoie de o alimentare cu 5V curent continuu. Ceilalți conductori ai componentelor merg la plăcuța Arduino Uno. Revin la schema prezentată anterior să vezi în detaliu fiecare conductor de unde și până unde ajunge. Partea de conexiuni este gata. Urmează să încarc programul realizat în Arduino. Conectez printr-un cablu USB plăcuța Arduino Uno la laptop. Sistemul se alimentează de la laptop prin USB și va porni. Pentru a găsi ce model de display LCD am, prima dată trebuie să încarc acest program. Am apăsat butonul de verificare și nu am erori. Apăs pe Tools, merg la Board și mă asigur să fie selectat Arduino Uno. După la Port, îmi va afișa aici ce port USB este conectat la plăcuța Arduino. COM6 în acest caz. Încarc acest program de scanare display LCD pe placa Arduino, apoi deschid programul principal după care va rula acest proiect. În acest program, în dreapta sus, apăs pe Serial Monitor, se deschide această fereastră, unde scanează ce adresă are display-ul LCD pe care îl am eu. Adresa display-ului LCD este 0x27. Închid această fereastră. Ea se trece aici, pe această linie, în programul principal. Ca programul să funcționeze, trebuie introduse cele 3 biblioteci. Ele se introduc de la Sketch, apoi Include Library. Poți să le descarci de pe net și să le adaugi de la AddZip Library. Eu le-am descărcat deja și le găsesc mai jos. Și în acest program principal trebuie să mă asigur că am selectată placa Arduino Uno și portul USB care trebuie. Dacă vrei să modifici numărul total al locurilor de parcare, se modifică de la int slot, eu am 4 aici, tu poți spune altceva. Nu voi prezenta tot programul aici, dacă ai nevoie de el și de ajutor pentru a realiza un asemenea proiect, spune-mi în comentarii și luăm legătura. Îl încarc pe placa Arduino. S-a încărcat, nu am nicio eroare. Cu programul încărcat, proiectul meu este gata. Mesajele afișate pe display-ul LCD se pot înlocui în program, își poate pune fiecare ce dorește. Se reglează puțin și detecția senzorilor optici, să nu detecteze zona pietonală.
Parcarea realizată de mine are 4 locuri disponibile, asta mi-afișează și pe display. Pe parcursul intrărilor în parcare a mașinilor, ele vor fi contorizate și mi se afișează pe display câte locuri mai sunt disponibile. După ce s-a umplut parcarea, am pus să mi se afișeze un mesaj scuze parcare plină și nu va mai permite să intre o altă mașină până ce nu iese una din interior. Vreau să-i mulțumesc prietenului meu Aurel pentru că m-a sponsorizat cu cele 5 mașinuțe și ție pentru că ai vizionat acest video până la final. Dă-i un like dacă ți-a plăcut acest proiect și dacă ești nou, rămâi pe acest canal de YouTube prin apăsarea butonului de abonează-te. În continuare îți recomand să vezi și videotutorialele ce apar în acest moment pe ecranul de final. Ne auzim la următorul video!